Actorul și cântărețul Ioan Ghiuri Pascu a încetat din viață în această dimineață în urma unui stop cardiac. Fostul membru al grupului Divertis avea 55 de ani și se retrăsese din viața artistică din cauza problemelor de sănătate. Doar când aud în suflet zgomot surd de chei, mă fac așa cum știi tu bine și simt că parcă mi s-ar face dor de mine. Îndrăgitul artist s-a stins din viață luni dimineață la locuința fostei sale soții din capitală. În jurul orei 4 dimineața artistului i s-a făcut rău, iar fosta sa soție a sunat imediat la 112. Sosiți de urgență, medicii l-au găsit pe artist în stop cardiorespirator și au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar și după 45 de minute în care s-au efectuat manevre de resuscitare, medicii au fost nevoiți să constate decesul. Trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la Institutul Național de Medicină Legală, iar marți va avea loc autopsia. Artistul a mai trecut pe lângă moarte în anul 2010, când a suferit un infarct din care și-a revenit cu greu și s-a retras din viața publică după ce s-a îmbolnăvit de diabet. Încotro vă-i printre vise, lași în suflet, trece vânt, trece vânt. Ioan Ghiuri Pascu s-a născut pe 31 august 1961 la Agnita, județul Sibiu, și a absolvit Facultatea de Filologie, secția română-spaniolă din cadrul Universității din Cluj-Napoca. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1982 și de atunci a abordat diverse stiluri muzicale. În 1987 a devenit membru în grupul Divertis, alături de care a încântat publicul timp de peste 20 de ani, participând la mai multe spectacole live, emisiuni de radio și televiziune. Pe lângă cariera în muzică și activitatea din cadrul grupului Divertis, Ioan Ghiuri Pascu a jucat în mai multe filme de lungmetraj și piese de teatru, precum Tache, Ianche și Cadâr. A cântat împreună cu grupurile The Blue Workers și Pacific și a lansat mai multe albume muzicale. Dacă am ști că sufletele spună, am ști că una-s oamenii și nicio luptă n-ar mai fi. Dacă am ști cu toții ce iubim.